Bun, ne-am strâns aici ca să luăm niște profituri în 2023, pentru că, la fel, dacă n-ai intrat în piață până acum, îți dau șansa, da, eu personal îți dau șansa să intri dacă vrei, dacă vrei să fii investitorul ăla care aduce niște pampuri masive în viața ta socială și te lauzi la băieții cu care ești la bere că poți să speriți acum două beri în loc de una și nu mai trebuie să pleci acasă că te-a sunat iubita ta că trebuie să pleci, dar de fapt nu mai ai bani de a doua bere. Azi se întâmplă, toți trecem prin chestia asta ca bărbați, dar o să zic cum în 2023 o să poți să iei niște profituri de Doamne ajută, poate chiar pentru a treia bere. Pentru că dacă nu știai, am fost denumit Nostradamus de la Techrigol și știu exact când și cum o să vină batămul și bineînțeles vârfurile și tocmai de asta o să zic și ție când să intri și când să ieși din viață. Deci bro, nu, Sper că ai înțeles sarcasmul, da? Oricine îți vinde gogoși de genul ăsta și nu wafeluri de alea bune, te minte cu nerușinare. Însă am o surpriză foarte plăcută pentru tine, pentru că oricum vin sărbătorile acum și o să pot să-ți arăt că cu adevărat vine un pump masiv în 2023. Și o să-l verificăm pe charturi, pentru că sunt niște indicatori pe care i-am discutat anterior în celelalte clipuri și încă suntem jos ca prețuri la nivelul pieței. Vom avea niște pumpuri negreșit, pot să promit cum... <laughs> încă o dată, nu luăm calcul chestiile, promisiunile pe care le auzi alții, hai să ne uităm direct pe date, hai să ne uităm la matematică și o să poți să dai seama cam când să ești. Dacă n-ai intrat până acum, eu am intrat în piață constant cu Chill DCA, am mai vorbit de strategia mea, însă până la următorul bull market, garantat trebuie să se întâmple și un relief rally, pentru că am avut doar scădere în continuu. Therefore, relief Rally. Relief Rally, ne-am murdărit puțin de engleză la gură, dar o să-ți arăt cum s-a întâmplat asta în trecut și astfel o să putem să ne dăm seama când ar urma un Relief Rally pentru bine meritatele profituri pe care le vrei, că de asta ai intrat pentru profituri, ești com, nu te interesează tehnologia, vrei doar să-ți iei berea numărul 2 și berea numărul 3, să nu te mai judece colegii și să nu te mai cheme acasă iubita mult prea devreme, că s-a spart o țeavă sau nu știu, a 12 noaptea sâmbătă. Hai să vedem, intrăm în niște charturi foarte, foarte complexe. Glumesc, nu facem analiză tehnică aici, ne uităm la niște chestii concludente, le-am spune noi, care s-au întâmplat istoric, da? O să ne uităm la ultimul relief rally din bear trecut. Și o să luăm foarte frumos cu luna și anul și creșterea și scăderea, cum s-a întâmplat, da? Acum suntem în perioada asta, da, deci vedem aici. Au crescut uh, ratele dobânzilor, da, din primăvara lui 2022 și încă suntem într o creștere. Am mai văzut asta istoric, da? 2008, înainte de criză, aici a fost criza, înainte s-a întâmplat chestia asta, da? 2020, când a venit pandemia, da, înainte de pandemie, adică tot o criză a fost, s-a întâmplat chestia asta. Ăsta l-am denumit eu platou. Este o chestie dreaptă, da, pe chart. Ce înseamnă platoul ăsta? Acum avem creșterea ratelor dobânzilor, în momentul ăsta până la 3,78. S-ar anunța că în decembrie ele mai cresc cu încă 50 de bucăți, adică de basis points, și ar trebui să ne ducem undeva la 4,30, corect? Corect. Înainte de pandemie, da, am avut tot o perioadă de QT, adică de tightening, și ne-am dus cu interest rate ăsta, cu ratele dobânzilor, până la 2,40. Așa s-a vrut atunci, da? În 2008, înainte de criză, s-a vrut până la 5,24. Trebuia destimulată economia. Acum se preconizează că ar trebui să ajungem tot așa pe la 5%, nu se știe sigur. Însă, la ce trebuie să ne uităm noi ca să vedem când vin pampurile alea masive? La chestia asta, pe care am denumit-o încă o dată, plateau. Așa o să-i spunem noi aici pe canal, platou. Nu mă interesează cum o denumesc analiștii sau, sau macroeconomiștii, experții Nostradamu și gururile sau alte rase de oameni care nu ne interesează pe noi. Hai să vedem exact ce s-a întâmplat, da? A existat creșterea de care am vorbit. Exact în creșterea în care suntem acum, doar că mult mai abruptă. De ce? Pentru că așa vorbeți nu contează asta. La un moment dat vom ajunge la platou ăsta. Cât de lung va fi platou ăsta? Pentru că vedem că ăsta l a fost mai mare, ca și durată, adică luni de zile, depinde de data asta. Eu zic o să fie câteva luni bune da? Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în 2008 Înainte de criză, platoul ăsta a durat Undeva din iulie până în iulie, adică aproape, aproape un an de zile Ce s-a întâmplat aici? S-a menținut Rata dobânzii, notează Notează s-a menținut rata dobânzii la nivelul 5,25 pentru aproape un an de zile. Da? Dacă ne uităm în 2019, a început din ianuarie și s-a menținut rata dobânzii la 2,40 până în iulie. Asta înseamnă 7 luni, give or take, o lună, jumătate de an. Hai să-i spunem 6 luni, da? Ce s-a întâmplat pe chart? În decembrie 2018 a avut loc bottom-ul din, mă rog, Bitcoin și cripto, bineînțeles. În ianuarie a început platoul la de care vorbeam, adică să se mențină constantă rata dobânzilor sau ratele dobânzilor, interest rate-ul, da? a rămas constant pentru o perioadă de 6 luni. Doar ce am determinat chestia asta, da? Adică din ianuarie până în iulie, da? Ce s-a întâmplat între ianuarie și iulie, piața a crescut, mă rog, prețul Bitcoin a crescut și a crescut masiv de la 3200 de dolari sau 3000 de dolari, nu știu cât a fost exact pe candel asta, până la 13.000, cel puțin 4x. Pe perioada cât s-a menținut constantă rata dobânzilor, ține minte chestia asta, apoi, apoi din iulie 2019 a început să scadă rata dobânzii. N-a scăzut de nebun, au scăzut ăștia. De la lună la lună o făceau din ce în ce mai mică. Aici când a ajuns la 0, mă rog, 0,05% rata dobânzii, deja am avut creșul în toate piețele. Deci dacă ar trebui să speculăm din nou în funcție de ce s-a întâmplat aici, bineînțeles, în 2008, mă rog, în criza din 2008 sau înainte de criză, exact același lucru. du și uite te pe charturi. N-am scormonit eu asta undeva și am venit cu ea ca invenție. Nu este o părere personală, este ce am găsit pe charturi. O să urmeze negreșit și la noi un platou din ăsta. Când băiețașii noștri o să zică ok, hai să menținem rata dobânzilor constantă la cât ajunge? 4, 50, 5, 6, 8, habar n-am. Să o mențină constantă pe o perioadă de câteva luni. În momentul ăla, piața va face ce s-a întâmplat aici. Bam, 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 bam. După aia cu lag, deci s-a ajuns la creșterea asta până în iulie. Ăștia din iulie au început să scadă. S-a menținut un pic aici câteva luni de zile, da, până la anul și după aia a început să scadă din nou. Și s-a dus, după cum știm, nu se vede aici, la 3800 de dolari când am ajuns în creșul ăsta de aici. Dar deja ratele dobânzilor aici, se vedem, uite. Aprilie 2020, da, după ce au început să printeze banii, că asta s-au printat banii cu 0% dobândă, în martie deja a avut să se loc creșul, da? Deci la asta ne uităm de acum ca să ne dăm seama când avem relief rally ăsta. Și nu știu cât o să țină, cu cât ține mai mult, cu atât prețurile se vor duce mai sus. Aici au fost câteva luni, 6 luni, aici a fost un an de zile. Probabil că aici prețul a crescut mai mult în piețele de capital. Aici, da, dacă ar trebui să desenăm o chestie, ar trebui să se întâmple, nu acum, când s-o întâmpla, habar n-am, o chestie de platou. Platoul ăla o să ne aducă profituri. Și nu vreau să lungesc clipul ăsta, atât am avut de spus, poate o să fac o analiză mult, mult mai în detaliu ca să vedem când ar putea să vină exact. Pentru că și bată mult pare că a fost aici deja. Și dacă cumva anul viitor prin martie zic ăștia, băgata, hai să le menținem constant la 4.50 sau 4.70, cât o să ajungă ele sau 5.20, habar n-am. Să zică, bă, hai să le menținem un pic din aprilie până în nu știu, vedem, septembrie, poate decembrie, ținem interest rate-ul constant, în lunile alea de interest rate constant o să avem un relief rally. Și bravo celor care încă au acumulat cu DCA în perioada asta de scădere, în timp ce alții ziceau, aoleu, nu face asta pentru că o să mai scădem. E, uite că este foarte posibil să creștem, dacă ne uităm istoric și se repetă istoria sau măcar rimează istoria. Deci nu te mai țin, da? Așteptăm platou și în platou ăsta avem timp să culegem profituri. Dacă cumva în perioada asta am intrat în piață. Cine n-a intrat în piață, asta este. Este timp și ca disclaimer nu recomand nimănui să investească. Recomand chestiile astea doar investitorilor care sunt deja aici. Nu vreau să atrag pe nimeni în capcan asta a schemurilor și a schemelor ponzi și bitcoin care păcălește oameni și unii intră mai sus, alții mai jos. Uite așa pierd oamenii casele, aparta. N-ai ce să cauți aici dacă gândești așa. Dacă gândești matematic și și puțin mai analitic, chestia asta s-a întâmplat negreșit. Pe asta o aștept eu și în momentul ăsta de aici, practic o să apară și aici după aia pe chart, în momentul ăla o să încep să ies cu profituri, dar nu total din piață, o să iau profiturile pentru că ce se va întâmpla după momentul ăsta când da, moare platou, începe ușor-ușor să coboare așa o vale, încep piețele să facă creș. Toate. Negreșit. Când se duce ușor-ușor până spre zero, deja aici e bottom-ul și deja aici trebuie intrat masiv. Aici la fel, mă refer la mine, nu știu cine ești, nu te cunosc, ai bani, n-ai bani de investit, ai investit dinaintea mea sau ai devenit investitor în ultimele două luni, tu trebuie să știi mai bine ce faci cu banii tăi și câți bani investești. Deci cam atât pe astăzi, link-ul meu personal este în descriere dacă vrei pf, chestii educative, dacă vrei la fel să dai like la clipul ăsta, E butonul ăla acolo, fel negru, verde, nu știu, albastru cum ți apare ție. Și subscribe pe canal că mi se pare că ați stagnat. Adică ați ajuns la platou cu subscribe ăsta și nu îmi place. Revenim cu alte clipuri după aceea.